sene becam, a sezon deschide iar. Am îngetat în aceasta LOL. Acum vom deschide această bilă, care în total ar fi a patra, dar aceasta am cumpărat-o odată cu aceste două. Aici este și Miss Punk și Bibi Bop și am uitat cum am fost. Stați un pic aici, fetița. O cheamă Beat. O să-l dau puțin la o parte pentru că mă deranjează și vreau să am mai mult loc. Hai să începem. Linkurile de la videoclipurile unde le-am descris pe acestea, să fac acestea, le veți vedea sus pe ecran. Hai să deschidem, să vedem ce este aici. O să primesc chiar pe Miss Punk, adică pe acest. Haideți să deschidem, să vedem dacă chiar este. Aceleași sticăre. Ok. O să văd dacă chiar este Miss Punk, o să vă arăt. M-am promis să vă arăt la treia aici. Are bila de altă culoare, ce interesant! Super! Hai să vedem dacă e chiar Miss. Nu e Miss! Are altă de asta! Dar de ce are stickerul la fel? Stai un pic că m-am prins! Ea este din colecția fashion, adică fancy, cool. Și poate la fiecare păpușă din seria cool, însă sticker de asta. Și eu cică tot Miss Punk. M-am liniștit acum. Haideți să vedem acum aici. Foarte curioasă. Mă, ce fericită sunt că nu e tot Miss Punk. Hai să vedem ce este aici. Tan, tan, tan! Tan, tan, tan! Nu pot să deschid. Yay! Am o farfecă lângă mine. Da, nu e tot Miss Punk, vedeți? Are alți papucei. Vedeți? Și papucii lui Miss Punk sunt aceștia. Și aceștia sunt aceștia. Sunt diferiți. Ok, sunt aceștia, sunt super drăguți, aceste sandaluțe. Punem aici. Păi ce m-am ieșit acum. Și mi-am dat puțin seama că nu prea poate să fie Miss Punk pentru că are bila. De altă culoare, asta se numește Miss Punk și acesta este, vezi? Oare ce-o fie ei? Sunt super mega curioasă. Ok. Oh my god! Cât de cute e asta! Vedeți? Vedeți și voi? Cu animal print? Se asortează, nu-i așa? Cât de drăguț! Acum nu mai voi să văd ce păpușă este. Pentru că vreau să vedem împreună. Hop. Tac. Aceasta este căpușa. Let me out here. Na, 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 na. Wow, cât de drăguț și fashion este. Să vedem și ce accesorii are aici. Niște ochelari. Cât de fancy. Seamănă puțin cu Miss Punk, numai că se vede că nu sunt la fel. O mă gândesc de fancy asta. Și punem și pantofiori. Cine este? Na, 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 na. Dollface. Dollface? Ce nume interesant. E foarte interesant și drăguță. Deși mi-ar fi plăcut mai mult dacă ar fi avut
părul de sprint. Mă rog, nu pot să-i pun, dar revin după ce îi pun ochelarii. Whoop! Am pus ochelarii și super fancy. Acum am 4 păpușele. LOL! Super drăguțe! Am adus un castron cu apă rece și cu 2 cuburi de gheață și apă caldă. Aici este păpușica Dollface. Și haide să vedem. Trebuie să dau ochelarii la scăpare dacă plânge, să nu plângă cu ochelarii. Îi dăm din... Hai, apă rece. Ok. Cineva în comentarii mi-a spus să-i dau 2 borcănașe din astea, 2 paharuțe. Primul. Ok. Și al doilea. Ok. Plânge? Sau face pipi? Una din două. Deci i-a curs puțină câteva picături de apă pe aici. Stai puțin. Deci prin găurica s-a crescut câteva picături și câteva picături de aici. Nu înțeleg. Deci, ori plânge, ori face pipi. Ei, nu scuipă. Cred că face pipi. Ia, încerc să punem așa. Da, cred că face pipi. E și puțin greu să da, face pipi! Nu pot să cred! Deci, face pipi. Ok, acum haideți să o punem în apă rece. Hai să vedem, să punem și fața, hăinuțele, nimic. Nu. Cred că astea mici schimbă culoarea, astea mari sunt super. Cele mari sunt super rare alea care... își schimbă culoarea. Hai să încercăm și în apă caldă. Nu. Nimic. Hai să încercăm și ochelarii. Așa puțin. Nu. 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 Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o. De fapt, la canalul Rebecca-i, dacă n-ați făcut-o. Pa! Vă pup și vă îmbrățișez! Mua!